cam în fiecare seară, când eram undeva pe la vârsta de 16 ani, alegeam să îmi pierd nopțile prin oraș cu prietenii mei, desigur, și să bem mult. Așa ziceau ei, hai să bem, ei beau, eu nu. Fiindcă mi se părea că cum să te îmbeți, adică e frumos să te îmbeți. Îți faci de cap, nu mai știi cu cine dansezi, cu cine vorbești, așa. Și na, am decis să mă îmbăt și eu odată, cum să nu, să văd cum e. Am tăbăut. Într-o zi am citit o carte despre cum să bei, astfel încât să nu te îmbeți. Că, desigur, și eu când am zis, am început și o să beau, m-am super îmbătat, adică și am vomitat și m-am simțit rău și am zis, nu, vreau să continui să ies cu prietenii mei în oraș, să mă distrez și, desigur, să ajung să nu mai mă îmbăt. Am citit această carte care mi-a oferit soluția. Dacă pot să beau o sticlă de bere în 30 de secunde, sigur nu am să mă îmbăt. Și am zis, bun, hai să încerc. Desigur, a urmat și o provocare, ca după acele 30 de secunde a trebuit să respir, să fac un duș rece ca să nu mă îmbăt. Și m-am dus, am făcut un duș rece. Și de ce? Pentru că ai nevoie de o pregătire, desigur, ca să ajungi să nu te îmbeți, ai nevoie de pregătire, nu iese așa din prima, adică, na, numai dacă ești foarte rezistent. Ai putea să fii rezistent dacă ai folosi o pastă de dinți așa super avansată din punct de vedere tehnologic, adusă așa dintr-o lume extraterestră, care acea pastă de dinți te-ar putea... acea pastă de dinți te-ar putea face să fii rezistent așa în fața alcoolului din sânge, să nu-ți ajungă la creier și doar în stomac așa, și să le elimini ușor prin pori fără să te afecteze. Desigur, aceste provocări din cărți mi se păreau foarte nasoale, așa că am decis să mă duc la un curs unde să învăț cum să nu mai mă îmbăt, să pot să beau fără să mă îmbăt. Și am ales să port un costum foarte provocator, desigur. Și de ce? Ca să-mi exprim curajul, știi, să mă gândesc că doar și femeile când ies în oraș și se îmbată, se îmbat într-un mod provocator, îmbrăcate așa în costum, dichisite, stilate.